În perioada 8-10 mai, aproximativ 270 de polițiști au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii publice, suplimentar față de activitățile obișnuite. În cadrul acestora au fost constatate 22 de infracțiuni, dintre care 17 în flagrant de delict. De asemenea, 9 persoane au fost reținute pentru comiterea acestora, iar una este arestată preventiv. În weekend, peste 200 de polițiști au acționat suplimentar față de dispozitivele curente pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale. În urma activităților desfășurate, polițiștii au constatat 22 de infracțiuni, din care 17 au fost în flagrant delict. De asemenea, polițiștii au aplicat 440 de sancțiuni contravenționale. Astfel, 114 cetățeni au fost amendați pentru nerespectarea ordinii și liniștii publice. Nici participanții la trafic n-au scăpat neverificați. Cei care au condus cu viteză excesivă sau sub influența alcoolului au fost amendați de polițiștii rutieri.